Am mai discutat la conferința de presă anterioară despre proiectul pentru susținerea natalității. Chiar îmi doresc să putem să implementăm acest proiect pentru ca să încurajăm tinerii să nu mai plece din Brăila. Pentru că acesta este adevărul. Tinerii brăileni pleacă pe capete din Brăila. Pentru că actuala administrație a avut grijă pe perioada celor trei mandate să diminueze tot ce se mai putea și tot ce mai era bun în Brăila. Adică se cunoaște de la o poștă și se vede că și-au lăsat amprenta nefăcând nimic și au lăsat Brăila fără să evolueze, fără să-și impună și să realizeze niciun proiect sustenabil în care să susțină tinerii ca să nu mai plece din Brăila. Am spus și în rândul trecut, spun și acum, deci am un proiect pentru femeile însărcinate, că eliminăm impozitul pentru femeile însărcinate, să eliminăm impozitul pe autoturismele pe care dumnealor le dețin de tot. Să putem încuraja femeile să devină mame, să putem să subvenționăm analizele din fondurile primăriei, să putem să plătim taxele la naștere, să putem să plătim consultanțe psihologice după naștere și toate astea din fondurile primăriei, pentru că administrația locală se vede foarte clar că nu a făcut nimic și practic ei sunt administrația actuală este incompetentă pentru viziune. Fără viziune nu ai cum să poți să penetrezi și să implementezi niște proiecte indiferent la ce nivel sunt ele. Deci, administrația locală este o administrație incompetentă, fără viziune.